În acest episod avem 100 de lucruri uimitoare, cum ar fi faptul că în ultimii 20 de ani oameni de știință au descoperit 2000 de planete noi în exteriorul sistemului nostru solar, dar din păcate, noi cei care ne auzim acum nu o să ajungem niciodată până acolo. Dacă ești sătul de ce vezi în jurul tău și îți vine să te izbești una într-una cu capul de perete, trebuie să știi că lovitul capului de perete, una într-una, consumă 150 de calorii pe oră, așa că este un mod bun de a slăbi. Există peste 100.000 de kilometri de vase și bărcuțe de sânge în corpul uman. Bebelușul produce și deține celule stem în timpul dezvoltării, dar acestea nu l-ajută doar pe el, ci e posibil să o ajute chiar și pe mama lui dacă cumva își rănește vreun organ, acesta ajutând-o și trimițând celule stem pentru a ajuta la repararea organului. Dacă ai începe cu 0,01 lei și ai dubla valoarea banilor în fiecare zi, în mai puțin de o lună ai ajunge milionar. Tehnic ar trebui să trăim aproximativ 120 de ani, însă doar unul din 2 miliarde de oameni va ajunge vreodată să trăiască aproape 120 de ani. Dar orice persoană poate să trăiască o lună fără mâncare și maxim o săptămână fără apă și dacă reduci cu 1% cantitatea de apă din corpul uman, începe să-ți fie sete, însă dacă reduci cu 10% cantitatea de apă din corpul uman, începi să fii mort. De asemenea, în medie, în fiecare zi, 12 bebeluși sunt dați părinților greșiți peste tot în lume și nu poți să-ți iei viața ținându-ți respirația. Nu e un lucru pe care vrei să-l vezi întâmplându-se, însă aveam un coleg de școală care de distracție în timpul orelor adesea își ține atât de mult respirația până când leșina. Din acest motiv nu poți să mori pentru că leșini. Pastilele anticoncepționale funcționează atât la oameni cât și la gorile, dar nu-i spune asta prietenei tale. În cazinourile unde se fac pariuri nu există ceasuri pentru a nu-ți da seama când trece timpul, de asemenea nu sunt nici ferestre ca să stai acolo până la nesfârșit. Lunile care încep în ziua de duminică întotdeauna vor avea o zi de vineri 13, datorită locației ochilor în capul unui măgăruș, acesta poate să-și vadă toate picioarele tot mereu, iar unii viermiși vor consuma propriul corp dacă nu vor găsi nimic altceva de mâncare. Delfinii dorm cu un ochi deschis, suprafața Rusiei este mai mare decât a lui Pluto, în Canada există o casă de operetă care are granița și în America și în Canada. Astfel, scena este într-o țară și jumătate din audiență în altă țară. Cu cât te chinui mai mult să adormi, cu atât vei adormi mai greu și dacă vrei să adormi, cel mai bun lucru este să te gândești la ziua ta pentru că a fost atât de plictisitoare încât te ia somnul și pe tine. Nu poți să cânti pe nas, să faci onomatopee pe nas dacă sinările închise. Am încercat, spuneți în secțiunea de comentarii dacă vă va ieșit. Femeile au de două ori mai multe terminații nervoase pentru durere decât bărbații, dar în același timp pot să suporte și mai multă durere. Pentru fiecare om din lume există aproximativ 2 milioane de furnici, însă pentru că sunt micuțe, greutatea lor și a oamenilor este cam aceeași. Nutella a fost inventată în timpul celui de-al doilea război mondial, când un patiser italian a început să pună nuci în ciocolată pentru a lungi crema. I-a plăcut tare mult și așa a început totul. Probabil că ați auzit de cartea The Lorax, o carte pentru copii unde se discută despre impactul tăiatului copacilor asupra mediului înconjurător. Probabil ați văzut și desenele animate, mie mi-au plăcut destul de mult, mai ales coloana sonoră. E bine, ca un răspuns la această carte, companiile de exploatare forestieră au scos o carte numită Truax, în care vorbeau despre beneficiile tăiatului copacilor. Tsutomu Yamaguchi este singurul supraviețuitor al atât bombei din Hiroshima cât și Nagasaki. El plecase de la lucru când a fost lovită Hiroshima și a fost bombardat, a scăpat de acolo și a ajuns în Nagasaki la timp pentru următoarea bombardare. A supraviețuit după ambele, desigur, și a trăit până la vârsta de 93 de ani. Un britanic și-a schimbat numele în Price pentru a le fi mai greu celor care sunau la telefon pentru oferte spam să-i pronunțe numele. JP Morgan a oferit cândva o recompensă de 100.000 de dolari oricărei persoane poate să-și dea seama de ce fața lui era atât de roșie. Nimeni nu și-a dat seama. Câinii de prerie se salută cu sărutări. Înainte de a se hotărî cu privire la numele celor 7 pitici din Alba ca Zăpada, Disney s-a gândit la Pieptosul, Burtosul, Râgâilă, Surzilă, Sughițilă, Bețilă și Groaznicul. Cu toții știm că numele realitate sunt Cărnosul, Năsosul, Căcăciosul, Beșinosul, Prostilă, Berilă și Ilie. În anul 2009 s-au făcut studii serioase pentru a se găsi monstrul din Loch Ness. Mulți oameni spun că nu este frumos să-i spui monstru pentru că este o creatură blândă, creatura din Loch Ness, și nu s-a descoperit nimic. S-au descoperit peste 100.000 de mingi de golf. Pe de altă parte, cu siguranță auzit de piesa lui Outkast, unde este versul Shake it like a Polaroid picture. După această piesă și aceste versuri, compania Polaroid a venit să spună lumii că scuturatul pozei îi face rău. Polaroid este compania care a popularizat pozele instant. În prima școală din statul New Mexico din 1893, am avut un singur elev care a terminat școala și a fost împușcat și omorât cu puțin timp înainte de absolvire. Jonas Salk, cel care putea să patenteze vaccinul împotriva poliomielitei, a spus că nu există niciun patent. Nu ai cum să patentezi soarele. A considerat acest vaccin un drept al tuturor oamenilor. El neinventând nimic, doar descoperind ceea ce deja era acolo. Parfumul lui Calvin Klein, Obsession for Men, este folosit de oameni de știință pentru a atrage
animalele înspre camerele de vederi ca să le fotografieze și filmeze mai de aproape. Pe vremuri mă uitam la serialul Rin Tin Tin cu un câine detectiv. Ei bine, când acesta a fost cel mai popular, câinele avea bucătar personal care îi făcea grătar și ce își mai dorea. De asemenea, avea muzică clasică pusă pentru a avea o digestie mai bună. Dacă picioarele câinelui tău miros ca Doritos, să știi că nu doar ți se întâmplă, picioarele multor câini miros așa. În 2011, în America, oficialitățile unui oraș din Portland au trebuit să arunce un rezervor de 3 milioane de litri de apă pentru că un tip de 21 de ani a făcut pipi în apa potabilă a orașului. După moartea lui Leonardo da Vinci, pictura sa Mona Lisa a ajuns în posesia regelui Francis I al Franței, prin cadou, și acesta a pus tabloul în baie. Vă recomand episodul unde discut mai pe larg despre asta și alte câteva evenimente ciudate istorice. În The Golden Girls, Quentin Tarantino, faimosul regizor și actor, a jucat o copie a lui Elvis Presley. Dormitul peste noapte este hibernare, iar dormitul peste vară este estivare. În tabăra lui Gaddafi, a tiranului Gaddafi, au fost găsite după raiduri albume cu poze cu Condoleezza Rice. Cineva era mare fan. Carnețele de notițe a lui Marie Curie sunt radioactive chiar și în ziua de astăzi. Desigur, din păcate, sărmana femeie a murit descoperind că radioactivitatea există și face rău. Și dacă vrei să citești acele notițe, trebuie să semnezi un act care spune că ești de acord să-ți pui viața în pericol și nimeni nu poate să fie dată judecată pentru acest lucru. În anii 60 a ieșit o păpușă Barbie de petrecere care avea o carte despre cum să pierzi greutate. Unul dintre cele mai bune sfaturi ale ei era nu mânca. Când a fost întrebat dacă știe care este viteza sunetului, Einstein a spus că nu cară această informație cu el din moment ce este disponibilă în cărți. Data viitoare când sunteți întrebați un lucru pe care nu-l cunoașteți la școală, puteți să-i dați această replică a lui Einstein profesorului. Domn profesor, informația este într-o carte, uitați-vă! Mă întrebați pe mine. Când fosta prim-ministră Margaret Thatcher a fost în 1979 în Japonia, guvernul japonez s-a oferit să-i pună la dispoziție 20 de femei karate pentru a o proteja cât a stat acolo la un summit economic. Ea a refuzat politicos. Saddam Hussein, un alt tiran, în anii 80 era tare mare prieten cu americanii, ba chiar mai mult de atât, în 1980 orașul Detroit, orașul mașinilor, i-a dat lui Saddam Hussein cheia orașului. În jocul Super Mario Brothers, tufișurile sunt doar nori întorși invers și vopsiți verde. Când muștele sunt infectate de un parazit, acestea iau medicamente pe bază de alcool, adică se duc în căutarea fructelor care au un conținut mai mare de alcool, fructelor care se strică. În 1493, Christopher Columb a crezut că vede sirene și spune că nu erau atât de drăguțe pe cât își imagina sau au auzit și dintr-un motiv sau altul arătau ca bărbați. Probabil că erau doar lei de mare. Sau cine știe ce au făcut bărbații aia singuri pe vapoarele unde nu vedeau femei cu lunile. În 1973, un alt tiran, Mao Zedong, le-a spus americanilor că în China există un exces de femei și le-a oferit americanilor 10 milioane de chinezoaice. Conform site-ului Amazon, cele mai subliniate cărți Kindle din lume sunt Biblia, The Hunger Games și biografia lui Steve Jobs. Iar tot la Apple, în 1986, compania a lansat o linie de îmbrăcăminte. Acum, având în vedere că în ziua de astăzi vinde brățări, carduri bancare și abonamente la muzică, nu mai este atât de ciudat. Cuvântul unfriend, termenul de pe Facebook, a apărut pentru prima oară scris în... Hai să ghicim în secțiunea de comentarii. Puneți pauză și scrieți acum estimarea voastră a anului, iar comentariul celui care este cel mai aproape o să fie fixat pe acest clip. Aștept. Hai să fim sinceri. Scrieți. Nu mă opresc până n-ați scris. Așa începeți. Răspunsul îl veți găsi în secțiunea de comentarii. Conform codului lui Hammurabi, barmanii care își lungeau băuturile trebuiau să fie executați. Conform Asociației Americanilor de Psihiatrie, simptomele renunțatului la cafea, sevrajul, este văzut ca o problemă mentală. Terenofobia este teama de a fi gâdilat cu o pană. În medie, o femeie care folosește machiaj, în 5 ani va folosi ruj cât înălțimea ei. Saliva umană are punctul de fierbere de 3 ori mai mare decât apa normală. Dacă ridici coada unui cangur, acesta nu va mai putea să sară. Bananele nu sunt drepte, ci sunt îndoite pentru că ele cresc în direcția soarelui. Caprele vor face pipi pe propriul lor cap pentru a mirosi mai atractiv pentru femele. Și am mai zis-o, dar în timpul vieții tale vei produce suficientă salivă pentru a umple 2 piscine de not olimpice. Un urs polar poate să mănânce până la 90 de pinguini la o singură masă, dacă îi poate prinde pe toți. Un vultur poate să omoare și să zboare cu un pui de căprioară. Ziua în care au cele mai multe atacuri de cord este lunea, iar lunea în care au loc cele mai multe atacuri de cord este lunea după schimbatul orei de la ora de iarnă la cea de vară. În caz că te-ai întrebat vreodată dacă gazele tale pot să fie folosite la ceva, răspunsul este da. Dacă ai gaze în mod constant pentru 7 ani, vei strânge suficient gaz pentru a crea o bombă atomică. Din păcate, în ultimii ani, mai mulți oameni se rănesc anual din cauza selfie-urilor sau în timpul selfie-urilor decât din cauza rechinilor. J.K. Rowling spune că au folosit numele Hermione, numere mai ciudat, astfel încât fetele tinere care au nume ciudate mai tocilărești să nu se mai simtă prost.
Turnul Eiffel are trepte, pentru a ajunge până sus trebuie să le urci. Desigur, nu au vrut niciodată să plătesc taxa aceea de 20, 30, 40 de euro pentru a urca sus, dar e bine că n-am făcut asta, având în vedere că sunt 1665 de trepte până sus. Nu cred că ajungeam. Pokémonul Himon Lee și Hitmonchan sunt bazate pe Bruce Lee și Jackie Chan. Arctofilul este persoana care strânge sau care iubește foarte mult ursuleții. Cred că sunt arctofil, încă îmi am toți ursuleții pe care am deținut vreodată, inclusiv pe cei cu care dormeam când eram mic. În caz că mă întrebați cum îi cheamă pe cei mai importanți, primul a fost un ursuleț care era umplut din rumeguș pe vremea aceea, nu era moale și îl chema Teddy, iar al doilea este mai moale și este Teddy al doilea. Pirații purtau cercei în ureche pentru că ei credeau că le va îmbunătăți vederea. Numele întreg al lui Los Angeles este El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciuncula. În Anglia, în 1880, cuvântul pantaloni, pants, era considerat înjurătură și tu, la fel ca și toți ceilalți oameni din lume, ai petrecut 30 de minute din viața ta ca o singură celulă. Dacă trândăvești și lași totul pentru ultima secundă, asta înseamnă că fiecare lucru ți-a o singură secundă. Spre deosebire de alte pisici și feline mari, leopardul de zăpadă nu urăște oamenii, nu este agresiv față de oameni. Niciodată nu a atacat o creatură umană. Primul ceas deșteptător putea să sune la o singură oră, la 4 dimineața. Păsările nu fac treaba mică, fac și treaba mică și treaba mare în același timp, iar ouăle păsărilor desigur nu ies prin același gaură. Au un sistem întreg unde sunt produse și ouăle pe unde ies acestea. Motivul pentru care sunt murdare ouăle de țară este faptul că păsările sunt animale murdare. Își fac treaba peste tot. Iar motivul pentru care ouăle nu sunt murdare când le cumperi din magazin este faptul că cuștile găinilor de fermă au o platformă în unghi, în pantă, și imediat ce o găină a depus un ou, acel ou alunecă cu blândețe înspre a fi colectate. Și așa nu au niciodată ocazia de a se murdări. Iar dacă te-ai gândit să speli ouăle, nu este o idee bună pentru că le deschizi porii și poți să intre bacterii înăuntru. Cea mai veninoasă meduză din lume are numele de Irukandji și este mai mică decât o unghie. Melcii au 4 nasuri, panfobia este teamă de toate lucrurile și este cea mai nașpa fobie pe care poți o ai, ceapa, cartoful și mărul au același gust dacă le mănânci ținându-te de nas. O companie în Taiwan și în tot mai multe țări din lume produce tacâmuri și farfurii din grâu, astfel după ce ți-ai terminat masa poți să mănânci și ustensilele și farfuria. Uite o idee de $1,000,000 de importat în România. În timpul vieții tale, dacă ești o persoană normală care merge, vei călători în jurul planetei de 2 ori, echivalentul distanței, dacă poți o și faci fizic vizitând, e un bonus. Răgetul unui leu, dar al unui leu serios, poate să fie auzit de la 10 km distanță. Prăjitorul de pâine consumă jumătate din curentul electric folosit de un cuptor pentru a face același lucru. Nu poți să sforăi și să visezi în același timp, trebuie să alegi una sau cealaltă. Când este născut, un bebeluș caracatiță este mai micuț decât o muscă. În Uganda, 50% din populația în viață are vârsta de sub 15 ani. Mama lui Adi Hash s-a gândit să oprească sarcina înainte ca Adi să iasă pe lume. Medicul ei a convins-o să nu facă acest lucru. Reciclatul unui singur borcan de sticlă economisește suficientă energie electrică pentru producerea sticlei, încât poți să te uiți la televizor 3 ore cu conștiința curată. Următoarea este groaznică. Dacă ai fost mușcat de un țânțar sau o insectă, te mănâncă acel loc și s-a umflat, unsul acelei zone cu o cantitate foarte mică de treabă mare de câine, e mai bine să nu știi, vă vin idei proaste. Desigur, Facebook, Skype, Twitter și alte site-uri americane de socializare sunt interzise în China, dar pentru că acestea fac tot mai multe concesii cu privire la libertățile și supravegherea utilizatorilor, încep să aibă tot mai mult loc în China. Scrisul mesajelor este o formulă mult mai eficientă de a transmite ceea ce ți este greu să spui, astfel că 95% din oameni pot să scrie în mesaje lucruri care le-ar fi greu de spus în realitate. Nu este o tehnică bună, am încercat-o, am testat-o să-i spui unei fete că îți place de ea într-un mesaj, este rețeta sigură a dezastrului. Nimic nu se întâmplă. Doar ți-ai luat-o de pe piept, strângeți curajul și spune-i în față. Sau nu-i spune, arată-i. Fă ceva. În fiecare an, aproape 100.000 de oameni în toată lumea sunt răniți de instrumente muzicale și nu râdeți, fiecare instrument muzical din modul în care este creat vine cu setul lui de probleme. De asemenea, dacă practici un instrument muzical din copilărie, acesta poate să-ți formeze sau deformeze corpul pe toată viața. Este un angajament dureros pentru cei care cântă profesionist la vreun instrument muzical. Un factoid pe care refuz să-l cred, dar este amuzant așa că îl spun, se estimează că 3% din gheața din Antarctic e urină de pinguini. Tot la Biblie se estimează că aceasta este cea mai furată carte din lume. Estimarea este realistă pentru că nu mi-aduc aminte când Biserica Creștină a plătit vreun drept de autor evreilor pentru luarea Vechiului Testament. Mel Blanc, cel care era vocea lui Bugs Bunny, a fost în mod ironic alergic la morcovi. Iar tot la Biblie, în California există cel puțin 6 acte de identitate pe numele Jesus Christ, Iisus Hristos. Iar conform lui Geneza 1 cu 20 la 22,
2022, răspunsul întrebării ce a fost mai întâi, oul sau găina, este evident, doar de dragul de a mai pune mâna pe o Biblie, nu o să vă spun care a fost primul, căutați Geneza 1, capitolul 1, versetele 20 la 22. În Caraibe există stridii care se pot cățăra în copaci. Unii viermi își mănâncă propriile fecale, iar jumătate din veverițe uită unde și-au ascuns mâncarea pentru iarnă. De asemenea, anual peste 1000 de păsări mor din cauza accidentelor în ferestrele caselor, iar inventatorul matriței și a formei pentru vafe ura vafele. De asemenea, George W. Bush, fostul președinte american, a fost majoretă cândva. În 1895, în American Hampshire, s-a scris prima amendă pentru depășirea vitezei, iar omul care a primit amenda depășise viteza de 10 km la oră. Vorbeam de accidente cu instrumentele muzicale. În lume există aproape jumătate de milion de accidente anual în legătură cu baia sau toaleta. Tot la răni, în fiecare an peste 2000 de oameni stângaci mor din cauza instrumentelor create pentru dreptaci. Tot la fobii, lui Madonna îi este frică de tunet. Una din condițiile lui Samuel L. Jackson pentru a apărea în Star Wars a fost crearea unei sabi lightsaber mov doar pentru el. De-a lungul vieții vei consuma aproximativ 40 de zile din viață spălându-te pe dinți, dacă vrei să-ți păstrezi dinții. Lucrurile scârboase pe care alți oameni mănâncă au gust, cum ar fi viermii au gust de șuncă prăjită, viespile au gust de alune și buburuzele au gust de mere. Iar cu acest ultim gând dezamăgitor, nu vă mai țin, vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată acestui episod. Vă mulțumesc pentru share, like, abonare, clopoțelul de notificare care asigură că acest clip va fi și văzut de voi. Vă mulțumesc pentru faptul că mai dați câte un share, câte un clip să ajungă și la oameni noi. Vă datorez faptul că am ajuns la 800.000 de abonați în sfârșit, un număr incredibil de mare la care, dacă vă aduceți aminte, nu știu, Q&A-ul de acum câțiva ani, de acum 5 ani, nu ne imaginam că vom ajunge, nici eu, nici voi, speram la 1.000, la când am ajuns la 10.000 am crezut că asta e nirvana, dar uite 800.000, mă chinui tare mult să fac mai multe clipuri, să fie mai dese, să fac unul în fiecare zi, dar nu-mi iese. Such is life, dar cine știe, poate vom ajunge la acea performanță și îi dăm înainte. Vă mulțumesc pentru tot, nu uitați, eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mere!